Bună ziua, eu sunt Haime din Zalău și avem nevoie de agenți parcare care sunt aici angajați la primăria municipiului Zalău cu parcarea să vină să iei mașinile pe trătoare, să îi cheme niște care sunt angajați la mult de la câini local să iei mașinile de pe trătoare. Nu au voie să parcheze pe trătoare, că n-au unde circula oamenii. De-aia s-a făcut parcarea acolo ca să umble, să parcheze mașinile, nu pe trotuare, că sunt oameni care sunt cu copii, cu biciclete și se lovește. Și de-aia trebuie să fac accidente, deci nu au unde parca mașinile. Avem nevoie de parcare unde să parcheze oameni, nu pe trotuare. Și să-i spunem și la ăștia de la agenți local ca să vină să iei mașinile, să le iei sus, dacă nu se organizează orașul. Că sunt multe parcări și ba în spatele prefecturii este, ba aici în parcarea se zice mare, aici lângă amaneta lui Florin și se parchează pe trotuar, că n-au unde umbla oamenii cu biciclete sau cu copii, cu baby. Și să organizăm ceva pentru Zalău. Mulțumesc, Haime în Zalău!